asta. Acum, ce reformă? Reforma pensiilor, pe care au adoptat-o iarăși pentru întuneric. Nu este nimic clar acolo. E clar că pentru o parte dintre oameni, cei care s-au pensionat între 2001 și 2008, o să crească pensiile, o să se introducă un coeficient de valorizare, dar pentru cei care s-au pensionat după 2008 până în 2017 nu se schimbă nimic. Dimpotrivă, pensia lor se micșorează din contul faptului că se micșorează coeficientul de indexare. Deci ce facem? Luăm de la o parte și punem la altă parte ca suma totală să rămână aceeași? Ce reformă e asta? Să vină să ne explice. Și atunci de ce europenii susțin actuala guvernare și nu au nimic contra ei? Europenii o susțin nu pentru reforme, dar o susțin ca să nu degradeze lucrurile. Europenii au spus foarte clar că nici ei nu au cu ce să se laude, în sensul în care Republica Moldova, care a fost văzută la un moment ca istorie de succes, acum s-a transformat într-o istorie despre care nimeni nu vrea să știe la